Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în leu. Haideți să vedem despre ce este vorba și cu ce energie nouă vine luna iunie pentru voi dedicat. În primul rând, pe data de 3 iunie, va avea loc evenimentul de lună plină în Săgetător, în casa voastră a cincea. Casa a cincea este casa bucuriei voastre, casa propriilor voastre plăceri, a creativității, casa copiilor voștri, casa romanței, a iubirii, a sexului, a riscului, casa care, după cum spuneam, vă oferă vouă bucurie. Săgetătorul este semnul înțeleptului, cel care trage concluziile, dar după ce vede imaginea de ansamblu. În opoziție avem casa voastră a 11-a, unde se regăsește în acest moment soarele în gemeni. Iar gemenii sunt un arhetip iute, în opoziție cu săgetătorul, care studiază metodic îndeaproape absolut toate lucrurile de care are nevoie. Vorbim aici despre comunicare, intelect, modul în care ne exprimăm, comerț, tranzacții, achiziții și tehnologie. Luna plină în esența ei înseamnă finalitate, conștientizare. Este momentul să ajung la o concluzie sănătoasă pentru mine. În legătură cu chestiunile legate de casa a cincea, luminat evident de casa opusă acesteia. Cum se traduc toate acestea? În primul rând, poate copiii voștri ajung într-un stadiu de finalizare a studiilor. Trec dintr-o etapă în alta și vor avea nevoie de susținere. Sau unii se mută cu voi, se pot muta acum, sau se mută de acasă și este în regulă. Pentru alții dintre voi puteți ajunge la o finalitate în legătură cu relația, alături de omul cu care până acum vă întâlneați. Așa, din când în când, pentru a trece cu acesta într-o altă etapă, mai serioasă și mai stabilă. Sau poate unii dintre voi conștientizați că nu este ceea ce trebuie pentru că nu găsiți un numitor comun într-un viitor proiectat de voi alături de acest om. Pentru alții dintre voi puteți acum descoperi că ceva ce voi iubiți cu adevărat poate să vă devină profesie. Puteți transforma hobby-ul vostru într-o sursă sustenabilă de venit. Mergem mai departe, pe data de 5 iunie, Venus, guvernatoarea banilor și a stimei de sine și a iubirii, intră în casa întâi a leului. Această energie este extraordinar de benefică pentru voi, pentru că luminează eul, voința sufletului vostru, cum vă vede lumea. În această energie de foc a voastră, veți fi magnetici, nimic nu stă în cale. Dacă vă doriți ceva, să manifestați creativ acum, este o ocazie foarte bună. La nivel de stimă de sine, vă veți simți mai atrăgători. La nivel de bani, vă puteți deschide mai ușor ușile de care aveți nevoie pentru a manifesta abundența sau ceea ce aveți voi nevoie în planul financiar. Mergem mai departe și pe 11 iunie, planeta puterii și a transformării Pluto revine în casa 6-a în Capricorn. Unde prima dată pentru voi a intrat aici în ianuarie 2008. După câteva luni acum petrecute în Vărsător, poate ați avut ocazia să vedeți ce poate face la nivel de casa șaptea, de relații 1 la 1 conștiente, de parteneriate, de clienți, dacă sunteți antreprenori, de relații de afaceri, de căsnicie, de relație de lungă durată, ce vă spune exact. În casa șasea, aici vorbim despre sănătate, rutină, bunăstarea voastră interioară, sănătatea voastră psihică, emoțională, spirituală, despre serviciu, despre modul în care voi sunteți în serviciul celorlalți, despre relația cu animalele de companie, dacă aveți așa ceva, despre rutina voastră de zi cu zi și mersul la serviciu, dar și despre mentori, despre reconectarea cu mentorii voștri sau despre găsirea, începerea din nou a căutării unui mentor care să vă ajute să vă desăvârșiți, să vă împliniți, să vă simțiți mai bine în această viață. Pluto este guvernatorul scorpionului, adică al arhetipului moarte și renaștere. Întotdeauna există ceva mai bun. Și aici vrea rutină,
până în octombrie. Ce anume trebuie să încheiați? Vă place sau nu vă place serviciul acesta? Este în regulă sau nu este în regulă? Rutina voastră, sănătatea voastră, trăiți ordonat sau nu? Care este relația cu ai voștri colegi de serviciu? Puteți încheia o relație cu niște colegi de serviciu sau puteți începe o relație cu alți colegi de serviciu, alt serviciu și așa mai departe. Tot pe 11 iunie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, intră în casa 11. În casa 11, care este casa planurilor de viitor, a speranțelor, a aspirațiilor. Și aici luminează această zonă a cercurilor de prieteni, a grupurilor de prieteni în care faceți parte, a viitorului, practic, gânduri pentru viitor, unde aduce o activitate mentală intensă. Astfel că vă puteți regăsi în această lună gândindu-vă intens la planurile de viitor, alături de ce oameni vă înconjurați, lângă cine sunteți, lângă ce prieteni, ce grupuri sociale, pentru că întotdeauna, dacă ne gândim la proverbul, arată-mi lângă cine ești ca să-ți spun unde vei fi pentru următorii 5 ani sau peste următorii 5 ani, se aplică. Mercur aici în Gemeni vă va oferi istețime, iuțeală și tot ceea ce aveți nevoie ca să porniți la drum, să ajungeți acolo unde vă doriți. Pe 17 iunie, planeta Saturn retrogradează în Pești, în casa a 8-a. Așa cum spuneam, în martie, Saturn vine și aduce structură în chestiunile legate de casa a 8-a, care înseamnă taxe și impozite, subiecte oculte, tabu, mister, renaștere, moarte, naștere, banii partenerului, banii partenerilor cu care am un contract semnat, psihologie, trăire profundă, psihologică, lucruri ascunse, intimitate și sexualitate. Prin retrogradarea în Pești, Saturn împinge practic prin toată forța la reevaluare. Ne împinge pe noi să scăpăm de fricile noastre în primul rând și în al doilea rând ne împinge pe noi să ne îndepărtăm de gândirea învechită în chestiunile care țin de aceste lucruri pe care le-am enumerat. Având în vedere că l-am avut pe Pluto, învărsător în casa 7-a, care ne-a spus, dacă vrei o relație de viitor, trebuie să te gândești bine la, și profund la lucrurile care te fac să te simți bine în intimitatea ta, la cum te poziționezi, pentru că s-ar putea înainte să fi fost puțin visător. Acum Saturn ne readuce aminte, ne împinge încă o dată să ne dăm seama cu adevărat ce vrem. Și către eliberare. Pe 18 iunie va avea loc evenimentul de lună nouă din Gemeni, în casa 11. Este ca și când toată amprenta acestei luni este pusă pe dorințe, viitor, speranțe, idealuri și țeluri. Care sunt acelea? Pentru că o lună nouă asta spune intenții noi, direcții noi, planuri noi. Ne vin idei. Cum le punem în practică? Cu cine vorbim? Alături de cine le punem în aplicare, de cine suntem înconjurați, cu cine comunicăm, cu cine ne conectăm, cu cine ne reconectăm, dacă este necesar, pentru a ne stabili un viitor bun, pentru a ne asigura un viitor bun. Să nu uităm că Mercur se află aici, Soarele se află aici și Mercur tocmai ce a venit din Taur, unde ne-a spus ai o analiză financiară, ai un plan financiar foarte bine pus la punct, viitorul tău poate deveni realitate, poți atrage tot ceea ce dorești, prin puterea gândului, prin energia focului, dar trebuie să devii conștient de aceste lucruri. Trebuie să realizezi în acest moment și punct al vieții tale ceea ce contează cu adevărat, unde risipești energia, unde îți direcționezi gândurile, pentru că acolo îți direcționezi și energia. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile pentru energia lunii iunie, pentru Leu. La nivel de relație, plan material, emoțional, spiritual sau medical. Înainte de a vedea ce ne spune tarotul, să vedem care este binecuvântarea acestei luni.
pentru Leu sau pe ce anume se pune amprenta, ce va fi cel mai de interes, zona căreia nu-i veți putea rezista în această lună. Abundența este o lună în care puteți atrage cu Venus în Leu, în casa întâi, foarte multe dintre lucrurile pe care le doriți. Bunăstarea și cu Pluto în casa 6, evident, puteți face acest lucru și cu toată activitatea din casa 11, care spune viitorul, viitorul. Dar Venus în Leu va fi o binecuvântare, planeta banilor și a stimei de sine, a frumuseții și a iubirii în casa 1, a eului, a modului în care sunteți văzuți. Dintr-o dată deveniți atrăgători, așa ca niște stele, sau știți vorba, la soare mă pot uita, dar la tine ba. Foarte frumoasă energia, uluitoare. Ce lună este benefică sau ce arhetip vă susține? Ianuarie, Capricorn sau Rac, sau Vărsător și Leu. Și noiembrie, Scorpion, Săgetător, Taur, Vărsător. Foarte interesant. Avem foarte multă energie cardinală, dar și fixă aici. Ceva ce a fost înghețat până acum, ceva unde voi ați avut provocări până acum, se dezgheață. În sfârșit, puteți, prin materializare și prin autocontrol, să manifestați niște lucruri pe care vi le doriți. Mai ales la nivel profesional, mai ales la nivel de plan fizic, mai ales la nivel concret. Aici avem axa banilor, Taur, Scorpion, banii mei, banii celuilalt, siguranța mea în intimitate, siguranța mea la nivel sexual, dorința mea la nivel sexual, iubirea mea, misterul care poate fi dezvăluit. Stăpânirea de sine prin Capricorn, mândria, respectul pe care îl cer, și Racul, iubirea adevărată, trecutul, familia, iertarea, reconectarea, trandafirul, romanța este în aer. Cu atâta amprentă pe casa a cincea, care este casa leului, și cu creativitatea, cu romanța acolo, da, poate inclusiv reapărea un partener din trecut, sau voi puteți, în sfârșit, să vă luați gândul așa ușor și fără durere de la ceva ce a fost, pentru că v-ați lovit de munte, și să vedeți soarele, să vedeți că pentru a vă simți bine nu aveți nevoie să mergeți înainte, că există o altă potecă care vă va face la fel de fericiți. Un scaun care este ocupat, dar de cineva care nu se vede. Cineva nou intră în viața ta. Și vorbeam despre potecă. O altă potecă, o altă persoană, sau poate treceți la alt nivel în relația pe care o aveți. Luna aceea plină din Leu, din casa a cincea, din Săgetător, poate veni ca și o concluzie cu o cerere în căsătorie. Și Curcanul. Cineva se comportă hilar sau stupid. Poate fi, da, în relații, la serviciu, pentru că aveți acolo planeta Pluto, care vă spune că puteți să aveți parte de fel și fel de colegi care sunt fie invidioși, fie imaturi. Câte în lună și în stele, știți vorba aceea. Să vedem mai departe cu ce vine luna iunie. Cu stimă de sine, cu Venus în Leu în casa întâi, clar, vă veți simți foarte cuceritori, foarte magnetici, foarte puternici, vitalizați, așa, cu încredere în voi înșivă. Și iată acceptarea despre care vorbeam, pentru a lăsa loc noului să se manifeste în viață.
La nivel de relații, asul de spade deschide citirea. 4 de spade, 3 de spade și 2, 5 de spade. Ei, după o lungă așteptare, vedeți în casa a 5 acolo la nivel de relație și după posibil trădări sau frângeri de inimă care v-au lăsat amorțiți și fără chef de viață și care v-au ținut suspendați în spațiu și în timp, așteptând și așteptând pe cineva care poate n-a mai venit sau poate nu mai vine, vă oferă Universul o nouă șansă. Să vedem în ce direcție. Acest 5 de spade aici spune că ne-am luptat mult în cuvinte și am spus vrute și nevrute, iar aceste vrute și nevrute au lăsat urme adânci pe care nici eu, nici tu nu mi le pot scoate din cap. Pentru cei care sunteți singuri, este momentul să lăsați deoparte trauma, drama, lucrurile care nu au funcționat și să avansați în viață, pentru că aici puteți avea parte de lucruri bune și de o posibilitate, de o persoană care să vă stimeze, care să vă accepte fix așa cum sunteți, alături de care să puteți avea iubire, lucruri bune, căsnicie. Pentru alții dintre voi, acest nou început poate însemna, după cum spuneam, cerere în căsătorie. Pentru 3 de spade, 10 de monede. Unii dintre voi acceptați poate că persoana la care vă gândiți acum este într-o familie și realmente o dați uitării. Iar pentru alții dintre voi, această durere provine din faptul că poate căsnicia voastră nu a funcționat bine sau poate ați divorțat și acum este momentul din nou să lăsați lucrurile să plece pentru a vă simți bine. Alții dintre voi puteți ajunge să transformați această durere în bucurie, să acceptați din nou pe cineva în viața voastră care poate v-a rănit anterior pentru că mai dați o nouă șansă. Pentru 4 de spade avem 4 de cupe. Voi aici sunteți prinși de cineva și este momentul să dați drumul unii dintre voi, să vă eliberați, pentru că această persoană este la viața sa, este pe un alt drum. Iar pentru alții dintre voi veți vedea că, într-o oarecare măsură, nici persoana la care vă gândiți voi nu v-a dat încă drumul sau uitării. Pentru 5 de spade avem 8 de cupe. Energia pe cei mai mulți dintre voi vă împinge către alt drum, să lăsați în spate nemulțumirile, în primul și în primul rând, și gândirea învechită cu Saturn în pește acolo. Dacă un lucru nu a funcționat, poate este momentul să găsiți altă cale. Aici vedem că cineva se poartă imatur ca un copil, că pur și simplu unora vă vine să bateți din picior și să spuneți, dar eu vreau, vreau, vreau. Câteodată lucrurile se aranjează într-o anumită manieră pentru noi, pentru că nu avem vizibilitate și imaginea de ansamblu asupra așa zisului viitor și nu putem face noi mai mult în acest moment. Și cu cât acceptăm situațiile cum sunt în acest moment prezent mai repede, cu atât putem crea și lăsa spațiul loc energiei să se manifeste așa cum ne este nouă potrivit. Și pentru asul de monede, împăratul. Aveți un împărat aici, pe cineva care este realizat, pe cineva care știe ce vrea. Un împărat, un posibil berbec, dar nu numai, cineva care știe ce vrea. O nouă oportunitate în casa patra cu care să faceți pace, cu care să faceți casă bună împreună. Pentru alții dintre voi se poate să fie cineva din trecutul vostru cu care să vă reconectați acum sau care în sfârșit să vă vadă pe voi ca pe totul lor. Puterea, iată, leul, 6 de monede. Vedeți, dați la spate această durere. Să vedem mai departe. 10 de monede. Ce este aici 10 de monede? Unora dintre voi nu vă vine să credeți că persoana la care v-ați gândit sau vă gândiți a putut să dea cu piciorul, poate, sau să întrerupă o relație pe care voi doi o aveați
ce ați rămas prins în durerea voastră. Este o relație karmică cu 4 de monede aici. Este o relație karmică din care acum energia vă spune să ieșiți. Pentru alții dintre voi, puteți acum cu energia lunii pline din săgetător să dați drumul pentru că aveți în față iubire adevărată. Dar sunteți momentan prinși într-o relație karmică sau vă prindeți voi. Pentru alții dintre voi, da, poate reveni cineva sau persoana cu care sunteți acum poate trece alături de voi la alt nivel, și anume de căsătorie. Pentru 4 de spade, iată, căsătoria, înaltul preot. Unii dintre voi faceți un pas mai mare înainte sau treceți de la întâlniri, când cum, la o relație serioasă. 8 de cupe, ce ne spune aici 8 de cupe? 10 de monede, să plecați din gândirea restrictivă pe care o aveți, din credințele pe care le aveți și din gândirea învechită, din ceea ce tot repetați în fiecare zi. Unii dintre voi repetați în fiecare zi un lucru pe care vi l-ați băgat singure în minte și acum este momentul să vă eliberați de acea credință, pentru că iată aici există potențial de manifestare și de abundență, de împlinire, de relație stabilă, indiscutabil. Împăratul, 2 de bâte, este ca și când cineva este pregătit deja pentru voi să intre în viața voastră și nu poate din cauza că voi tot oscilați. Aveți aici un as de bâte și o relocare. Unii dintre voi este necesar să vă mutați sau vă veți muta. Sau această nouă oportunitate aici spune că o romanță nouă, o persoană nouă intră în viața ta. Nu știi cine, dar trebuie să ai curaj să mergi mai departe. Trebuie să lași trecutul unde este locul și să mergi pe o altă cale. 5 de bâte, dar aici este un orgoliu foarte rănit, foarte rănit. Iar Saturn în casa 8-a omoară orgoliul, dă cu noi de pereți, știu că sună ciudat, dar așa face. Este lordul karmei, care în pești spune, nu contează ce spui tu, ce vrei tu. Regulile universului sunt diferite și cam așa este treaba. Acceptare și apoi stimă de sine, asul de bâte, o nouă șansă de iubire, alături de un om așa cum ți-l dorești tu. Iată, dar nu poate intra persoana aceasta în viața voastră, vedeți, aveți o relație, chiar și de este o persoană din trecut, pentru că nu dați voie. Și dacă vorbim despre împăcare cu cineva, voi nu dați voie, voi, prin furia pe care o aveți interioară, nu permiteți alinierea energiei aici să vă creeze abundența și starea de bine, vindecarea. Unii dintre voi, în primul rând, trebuie să acceptați, să găsiți o soluție pentru trăirea voastră, să vă stabilizați la nivel de casa șasea, de psihic, de emoții, de structură, de rutină, pentru că sunteți prinși în propria voastră credință. Șase de spade, uite-l cum a ieșit. Mergeți înainte, faceți ce aveți de făcut, trăiți, îngrijiți-vă de voi, de sănătatea voastră și lăsați lucrurile să se manifeste, pentru că ce vă așteaptă aici este practic iubire nouă, împlinire, reciprocitate, exact așa cum vă doriți voi, plinul sufletului vostru. Pe planul material avem temperanța, înaltul preot, lumea și 2 de bâte. Și aici vreți să faceți ceva, unii dintre voi vreți să vă relocați, alții dintre voi vreți să vă dați demisia. Energia vă spune să nu luați decizii permanente pe trăiri temporare, pentru că s-ar putea să nu aveți din nou vizibilitate. Faceți planurile, gândiți-le foarte bine și structurat, dar acționați nu din impuls, ci prin concret, prin Pluto în casa șasea, pas cu pas. Pentru că da, aici
se încheie ceva și puteți avea parte de altceva stabil. Unii dintre voi puteți reveni la un serviciu mai vechi sau vă puteți înțelege acum bine cu superiorii sau vă puteți calma puțin pentru că aveți o stare interioară ușor agitată și nu puteți vedea plinul din pahar. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, această energie vine ca o reușită. Așteptați de foarte mult timp o soluție pentru ceva care este, ca și răspuns, afirmativ și oficial. Doi de bâte aici. Lumea. Ceva ce așteptați de mult se poate soluționa. O închidere, o finalitate. Dacă vreți să faceți o schimbare, este important să o faceți din liniște, din calm, cu diplomație. Magicianul, aveți cale liberă înainte către manifestare, în planul material. Să primiți niște bani pe care îi doriți, să obțineți o reușită într-o instituție cu niște acte. Alții dintre voi cu o relocare, alții dintre voi să vă aduceți copiii unde sunteți voi acum sau să vă alăturați copiilor voștri. Pe planul emoțional, 10 de bâte, 8 de monede, împărăteasa și 2 de cupe. Întotdeauna cărțile se leagă. În momentul în care voi renunțați la ego, la credința voastră, a zis, a făcut, s-a dus, s-a întors și a plecat. Tăiați, ștergeți, tăiați, ștergeți. Ați spus odată, ați trăit, bun, lăsați deoparte. S-a ajuns la un final, v-a consumat, vă consumă. Echilibrați-vă, ancorați-vă în planul concret. Trăiți, Saturn în pești în casa 8-a. Încercați să vă reconectați cu puterea, cu divinitatea, cu lucrurile în care credeți voi și vă fac plăcere. Pentru că sunteți împărăteasa, deveniți atrăgători în ochii persoanei pe care o iubiți. Sau în momentul în care voi renunțați la ceva ce nu vă mai servește din trecut, la un conflict anterior, la o despărțire, la o, indiferent de ce a fost aici, universul, voi, sufletul vostru înalt, dublura voastră cuantică, vă dă semne, vă ajută să vă întregiți energetic și vă pune față în față cu iubirea potrivită vouă. Cu cine trebuie, cu cine vă este vouă potrivit aici în iubire. 10 de bâte de cei aici. Înalta preoteasă, pentru topirea orgoliului, pentru înălțare, pentru ascensionare, pentru intuiție. Încă o carte. Regina de spade, pentru a vă testa credința, pentru a face voi ordine în viața voastră, în mentalul vostru, pentru a avea limite, granițe, sănătoase, condiții în de funcționare în planul fizic, undeva ați dat prea mult, ați făcut prea mult, ați preluat o karmă. A cui? A persoanei iubite. Doi de cupe. Doi de cupe se clarifică cu doi de cupe. O iubire nouă. Fix atunci când îi permiteți. Poate fi o împăcare? Da. Nimic nu este exclus, dar aici totul spune o iubire nouă. Magicianul. Totul este posibil. A căzut un P pe jos. Iată, ceva trebuie să se închidă. Ceva ce a fost acid, toxic, am spus, am făcut, să rămână în trecut. Balanța, la nivel de relații, de casa 7-a și v-a arătat acum Pluton vărsător, cam cum stă treaba. Ceva ce poate are legătură cu luna ianuarie, cu un capricorn, ceva înghețat în relația respectivă. Trebuie lăsat
să treacă. Noroc. Vremuri bune se întrezăresc. Cineva aici vă salută. Puteți cunoaște pe cineva care vine ca un cadou. Poate fi un semn care reprezintă iarna. Scorpion, săgetător, capricorn, vărsător. Cineva alături de care să vă întemeiați o familie sau să formați o relație stabilă. Puteți inclusiv discuta cu cineva acum, armonios, fără dureri din trecut. Iată, abundența din nou este aici. Transformarea, Saturn în casa 8-a, ceva se schimbă și nu ne putem opune. De două ori transformarea și voi și persoana voastră de interes, a cărei karmă ați preluat-o, o șansă aici pentru voi în iubire. Cu luna nouă din Gemeni, pentru viitor. Avem un capricorn, avem un rac și avem balanță. Avem inițiala C. Avem, trebuie să ne înlăturăm credințele vechi. Iată, karma. De îndată ce ne eliberăm, vom simți bucurie. Asul de monede, 1 și 0, roata destinului, intuiția, alinierea cosmică. Inițialele P, V, C și N. O nouă fereastră cuantică este aici pentru voi. Cineva vine. Cineva nou vine. Pentru tine. Iubirea este posibilă și un F. Cineva care poate are legătură cu sportul sau cineva care lucrează într-o instituție. Cineva care construiește sau cineva care vorbește scurt, așa, scurt, mesaje scurte. 1. Magicianul. Totul este posibil pentru voi cu Venus în Leu în casa întâi, dragii mei. Transformare și eliberare și ascensiune. Eu vă îmbrățișez pe toți cu drag, să aveți o lună iunie minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți. Pe data viitoare. Pa, pa!